am dus să asist la o teză de doctorat a fostului ministru al educației, ceea ce a urmat deja este istorie. Domnul Liviu Pop a rămas fără teza de doctorat. Cu siguranță a fost cea mai ciudată, susțin Republica, pentru că, de regulă, lumea vine pregătită cu câteva platouri cu, știu eu, mici snacks-uri și măcar apă plată și apă minerală. Aici nu exista niciun fel de așa zis protocol. Iar în momentul în care s-a întrerupt și s-a dat decizia că nu se acordă titlul, ceea ce mie mi-a rămas așa întipărit era acel huruit de scaune împinse. N-au existat mâini strânse, felicitări, ba mai mult, un fel de jenă, de stânjeneală apăsătoare din partea tuturor celor de acolo. O să te surprind, pentru tezele de doctorat și pentru devoalarea acestor plagiate, singura sursă a fost flerul meu. Mă uitam la persoana publică, la poziția pe care o avea și mă uitam pur și simplu la ceea ce făcuse în perioada, evident în CV, în perioada în care teoretic și-ar fi făcut studiile doctorale. Cu siguranță erau oameni care stăteau mult peste program, cel puțin am exemplu Petre Tobă, care era șeful Poliției Române. Mi-e greu să cred că el, ca șeful Poliției Române, chiar dacă în codul muncii scrie că legal 8 ore muncește fiecare om, mi-e greu să cred că el stătea 8 ore, de la ora 8 la ora 16, la 16 rupea ușa și fugea acasă într-un suflet ca să ajungă să scrie la teza de doctorat. Și atunci cumva m-am bazat pur și simplu pe intuiție, pe flair, și m-am dus, ca să spun așa, efectiv la plezneală, la bibliotecă, am luat teza și teză cu teză și am văzut că am avut o rată de, cum să spun eu, flairul meu a avut o rată de aproape de 100%. Sunt mai multe explicații pentru care politicienii și înalții funcționari publici ai statului și-au dorit aceste doctorate. Cred că, pe de o parte, a existat, au fost tentați de către profesori și profesorii mergeau și încercau să vadă cine mai e într-o poziție politică sau cine are o funcție în vreo instituție a statului, încercând să-l coopteze, să îl tenteze cu un doctorat. Și au fost mulți care s-au lăsat seduși de această idee de a avea un doctorat. De partea cealaltă, doctorii, doctoranzii, cei care lucrau în instituțiile statului în anii după ce am aderat la Uniunea Europeană, au început să fie interesați de acele burse postdru pe care statul le-a oferit aproape tuturor doctoranzilor care intrau la buget. Bursele după 2007 ajunseseră la 700-800 de euro. La vremea respectivă, un salariu era și sub 2000 de lei. Este și motivul pentru care se ajunge în anul 2011 la acel vârf de aproape 7000 de titluri de doctor acordate într-un singur an. Practic au susținut aproape 10% din toți doctoranzii care au fost înscriși la doctorat între 1990 și 2018, pentru că totalul titlurilor este undeva la 70.000. Sunt și alte explicații, evident. Din anul 2001, în legea salarizării, se introduce un spor de 15%, care acum 2 ani de zile a fost schimbat cu o sumă fixă. Sporul acela de 15% mai creștea salariul, foarte mic. Apoi mai este o explicație care ține cumva de anumite categorii profesionale. Cei care terminaseră dreptul puteau să devină avocați sau magistrați asistenți la Curtea Constituțională dacă aveau doctorat. Nu mai trebuiau să dea examenele, care se știe, sunt examene foarte grele. Sau cei din armată. Persoanele care aveau deja gradul de colonel puteau să devină generali
fără să mai dea examenul de general. Eu în momentul de față am un proces cu Ministerul Apărării, pentru că le-am cerut să-mi spună câți generali din armata română, după introducerea acestei prevederi în 2001, au devenit generali în baza titlului de doctor. Am simțit două tipuri de agresiune, agresiune. Pe de o parte au fost amenințările și de partea cealaltă a fost presiunea. Cred că presiunea a fost cumva mai mare, un soi de presiune venită inclusiv din partea oamenilor simpli, din partea cititorilor. Presiune foarte mare venită pe mine, ești specialistă în devoalat plagiate, de ce nu-l iei și pe cutare? Un alt tip de presiune, nu te apuca să scrii despre asta că e un om integru, e un om în regulă, are o poziție, are o funcție. Am simțit că sunt o țintă pentru o parte a presei, acea parte a presei prietenă cu personajele despre care eu scriam. Doar pentru faptul că am deranjat niște oameni extrem de puternici. Ce să zic? Nu m-au speriat toate lucrurile acestea, nu m-au făcut să renunț, ba din contră am mers mai departe, mi-am văzut de meseria mea, de treaba pe care eu o am de făcut ca jurnalist. Satisfacțiile mari nu sunt atunci când vezi că parchetul a deschis un dosar, parchetul a trimis pe cineva în judecată și judecătorul vine și dă o decizie în cazul respectiv și eventual condamnă pe cineva. Eu n-am avut genul acesta de satisfacție, ci cred că mai degrabă e împlinirea faptului că lumea știe și împlinirea faptului că tu reușești să treci de o blocadă informațională pe care instituțiile statului o ridică și reușești să aduni date care sunt relevante pentru public, iar oamenii atunci când vor lua decizii pentru ei, fie că merg la vot, fie că decizia este pur și simplu de a-și da copilul la o grădiniță sau la o școală anume, e o decizie luată în cunoștință de cauză, e o decizie bazată pe informații la care eu am contribuit.